să nu venim cu parcări ecologice sau parcări cu asfalt. Se vor construi noi blocuri anele în orașul nostru. Primăria a cumpărat teren în cartierul sub cetate pe care l-a pus la dispoziția Asociației Naționale de Locuințe. Cel mai probabil, blocurile vor fi terminate în 2010. Primăria a luat decizia de a cumpăra un teren pentru construirea unor blocuri anele. Acestea vor număra 60 de locuințe și vor fi amplasate tot în cartierul sub cetate. Mă miră că ați aflat din surse neoficiale. După câte știu, presa primește CD-ul cu proiectele de hotărâre care se discută. E un proiect de hotărâre care a intrat în ședința din data de 29-7. În urma unor discuții avute la ANL București cu un reprezentant al dânșilor venit în teritoriu, ne-a cerut să ne pregătim cu teren pentru o următoare etapă de construire a unor blocuri ANL. Anul ăsta au fost licitate blocurile din etapa a treia și avem toate promisiunile ca în finalul anului să putem intra în etapa a patra de construcție a unor blocuri ANL, 60-90 de unități locative. Asta vom vedea cât vom putea obține de la dânsii. În această idee am promovat un proiect de hotărâre privind cumpărarea unui teren pe care noi să-l punem la dispoziția Agenției Naționale de Locuințe și să fim eligibili pentru proiectele de cumpărare, de construcție a unor blocuri ANL în etapa a patra. După spusele viceprimarului Florin Găurean, noile ANL-uri vor fi terminate abia în 2010, asta dacă vor fi bani suficienți. Trei ofițeri și 13 subofițeri ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud au fost avansați la termen. Evenimentul s-a desfășurat în dimineața acestei zile în curtea Inspectoratului Județean de Jandarmi. Din cei 13 subofițeri, 9 au fost avansați de la gradul de sergent major la cel de plutonier. Un plutonier ajutant a devenit plutonier ajutant șef, un plutonier major a devenit plutonier ajutant și doi plutonieri au devenit plutonieri majori. Lucrul este că astăzi o parte din colegii noștri o să fie avansați în gradul următor. Cunoașteți cu toții că în fiecare an, la începutul lunii august, în Jandarmeria Română are loc avansarea ofițerilor, suboofițerilor, a maiștrilor militari la termen. Inspectorat, direcție, extras din ordinul Ministrului Administrației și Internelor numărul S/2 Roman 4395 din 27-2009. În conformitate cu prevederile articolului 45 litera B, articolul 46 liniatul 1, 53, 54, 55, 56, 57 din legea numărul 80 pe 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile articolului 69 litera A din ordinul Ministrului numărul 665 din 2008 privind unele activități de management de resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare, cu date de 1-8-2009, ofițerii în activitate din unitățile Ministerului Administrației și Internelor, care au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad în cursul anului 2009 și îndeplinesc celelalte condiții, se înaintează în gradul următor la termen conform anexei. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, în gradul de major, capitan Vâdcă Ioan Nicolae. Vă rog să luați loc în față, domnul. În gradul de capitan, locotenent Borșan Laurențiu și în gradul de locotenent, sublocotenent Ciurea Ioana. Ceilalți doi sunt plecați în concediu de odihnă. Și am rămas. Extras din ordin inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, numărul S-240 din 31-7-2009. În conformitate cu prevederile articolului 53, 54, 94, aliniatul B, din legea numărul 80 pe 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare, articolul 69 litera A din ordinul MAI numărul 665/2008 privind unele activități de management de resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, articolul 50 aliniatul 1 litera G din ordinul MAI numărul 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale Ministerului Administrației și Internelor, cu data de 01.08.2009, subofițerii în activitate din Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, care au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad în cursul anului 2009 și îndeplinesc celelalte condiții legale, se înaintează în gradul următor la termen astfel.
în gradul de plutonier adjutant șef, plutonier adjutant Toma Ioan. Toma, vă rog frumos. În gradul de plutonier adjutant, plutonier major, Neamț Cristian Ioan. Da? În gradul de plutonier major, plutonier Moișan Marius și plutonier moldovan Horia Ioan. În gradul de plutonier, sergent major Buia Florin, sergent major Buia Silviu, sergent major Buia Simion, Gavriloae Toade, sergent major Lenghel Eusebio, sergent major Marcu Tudor, sergent major Podea Cristian, sergent major Vlașin Eugen, sergent major Răzmaș Dan. Și ofițerii care au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad în cursul acestui an au fost avansați. Un capitan a devenit maior, un locotenent a devenit capitan și un sublocotenent a devenit locotenent. Apicultorii vor fi sprijiniți financiar de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru acțiunile realizate în anul 2009 este 15 august 2009. Apicultorii care doresc să beneficieze de această indemnizație trebuie să urmeze câteva reguli. Ei nu pot solicita ajutor financiar în nume propriu, ci trebuie să se înscrie și să depună cererea de sprijin anual la sediul formei asociative, asociații de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative apicole, grupuri de producători, din care fac parte. Formele asociative depun cererea de plată a ajutorului financiar comunitar și național pe baza cererilor depuse de membrii săi la Centrul Județean APIA. Agricultorilor că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru acțiunile realizate în anul 2009 și care sunt prevăzute în Programul Național Apicol este 15 august 2009. Acțiunile pentru care se solicită sprijin financiar sunt lupta contra varul ozei, respectiv cumpărarea de mătci provenite din ferme de elită și de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri și familii de albine. În județul Bistrița Năsăud până astăzi s-au înregistrat 49 de cereri. Pentru anul 2009, contribuția financiară a Comisiei Europene este de peste 1.900.000 de euro, iar valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat este de 6.652.000. Campania Ia-ți recomandarea și închizi porțile. 126 de locuri desemnate copiilor rom pentru licee și 60 de locuri desemnate pentru facultăți au așteptat să fie ocupate de romii din județ. Nu mulți au ales însă să profite de această ocazie. Campania Ia-ți recomandarea, coordonată pe județul Bistrița-Năsăud de președintele Partidei Romilor Pro-Europa, Nea Lăcătuș, și-a atins parțial scopul. Recomandarea. Au venit romii să-și ia recomandarea? Sigur, ne